Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Același lucru îți spune și ție. A venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Ioan capitolul 20, versetul 19. Unul din primele lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus după ce a înviat a fost să-și caute ucenicii care l-abandonaseră jalnic. În seara aceleiași zile, citesc din Ioan capitolul 20 de la versetul 19, cea dintâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Printre ei se afla Petru, care a umblat pe ape, care a participat la minunea înmulțirii pâinilor pentru cei 5.000 de oameni flămânzi și care i-a văzut pe Moise și pe Ilie stând lângă Domnul Iisus pe muntele Schimbării la față. Marele, îndrăznețul, curajosul Petru, care spusese: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Scrie în Matei capitolul 26, versetul 35. Și toți ucenicii au spus același lucru. Cu toate acestea, Scriptura spune în Marcu 14, versetul 50: atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Sfântul Ioan, Sfântul Andrei, Sfântul Iacov, cu toții zugrăviți pe vitraliile bisericilor din lumea întreagă, l-au lăsat singur pe Domnul Iisus când s-a aflat în cea mai mare încercare. Totuși, când a înviat din morți, el nu a adus vorba despre asta nici măcar o dată. În schimb, le-a arătat mâinile, cum scrie în Ioan capitolul 20, versetul 20. De ce? Pentru a-i asigura că îi iubește în ciuda eșecurilor lor. În loc să-i renege, el le-a zis: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Astăzi, el îți spune același lucru și ție.